Planuri importante pentru săceleni. Consilierii PNL Săcele își doresc ca locuitorii municipiului să plătească impozitul în funcție de zona în care locuiesc. Asta pentru că există multe nemulțumiri cu privire la faptul că unele persoane plătesc un impozit mai mare, deși locuiesc pe străzi neasfaltate și fără canalizare. Astfel, consilierii PNL Săcele vor înființarea unei comisii mixte pentru definirea criteriilor și modalităților de stabilire a zonelor de impozitare în municipiul Săcele și a desemnării consilierilor locali care vor face parte din această comisie. Aceste criterii nu au putut fi stabilite săptămâna trecută, deoarece consilierii PSD și UDMR Săcele nu au fost prezenți la ședință. Deși convocarea a fost făcută de la începutul lunii, reprezentanții PSD și UDMR nu au dat curs acestei invitații, astfel încât am fost nevoiți să reprogramăm ședința comisiei. Pe lângă această inițiativă, consilierii PNL Săcele vor ca în anul 2020 să se realizeze investiții în ceea ce privește asfaltarea și reabilitarea mai multor străzi. Există bulevarde care nu au fost asfaltate deloc în ultimii ani. Deși de la preluarea mandatului, primarul ne-a promis că aceste două bulevarde vor arăta ca și cele din Sinaia, până în momentul de față nu s-au intervenit cu lucrări capitale asupra acestor două bulevarde din municipiu. Mai mult, începutul anului 2020 nu a venit cu vești foarte bune. La inițiativa primarului Virgil Popa, consilierii PSD Săcele au votat pentru majorarea tarifului de salubrizare. Mai exact, persoanele fizice vor achita lunar cu 20,87% mai mult, iar persoanele juridice cu 29%. Potrivit consilierilor PNL Săcele, această majorare tarifară nu este justificată, având în vedere că există multe nereguli în ceea ce privește ridicarea gunoiului. Containerele acestea care adună gunoiul selectiv, platformele de multe ori sunt foarte murdare. Avem situații cu gunoi care se aruncă în diverse zone din municipiu, zone care nu sunt considerate ca fiind platforme de gunoi. Gunoiul nu este ridicat când trebuie, iar deșeurile aruncate selectiv de către săceleni sunt adunate și depozitate în aceeași mașină de colectare. Se pare că firma de salubrizare nu a primit nicio sancțiune din partea primăriei pentru că nu și-a respectat caietul de sarcini, cu toate că peste 80% dintre săceleni nu sunt mulțumiți de serviciile respectivei firme.